Să rămână, doamnelor, bună ziua domnilor! Din păcate, reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale sunt prinși într-o ședință de îndată a Consiliului Local în legătură cu probleme mai stringente a municipiului nostru, deși au mutat ședința de la ora 14 la ora 13, crezând că vor putea fi prezenți aici. Începem fără legi. În primul rând, dați-mi voie să prezint invitații noștri de astăzi, partenerii noștri din Ucraina. Domnul Tihon Oleg, directorul medical al Spitalului Municipal Central Ivan Frankivsk. Doamna Iuliana Sidor este șefa Departamentului de Planificare Strategică și Marketing. Domnul doctor Volodimir Tevski, medic rezident în cadrul spitalului. Doamna Olga Micula, directoarea de îngrijiri. Șefa Departamentului Servicii din cadrul spitalului. Și domnul Mihailo Sentiv, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Orașului Ivano-Frankivsk. Vă spun bine ați venit la conferința de închidere a proiectului nostru Sănătate fără frontieră, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul programului, în cadrul instrumentului de finanțare ENI Cross Border Cooperation. Vitaie vă vas, Care au fost implicate în acest proiect.
Vreau să vă spun că luna viitoare, deci în iunie, se împlinesc exact 4 ani de când am început să gândim acest proiect. Exact acum 4 luni, după ce eu în prealabil fusesem la Ușcolod, la Teacevo și la Apșa de Jos, am avut întâlniri cu consiliera guvernatorului, cu directorul spitalului, cu primarul localităților și nu am avut succes în găsirea unui partener pentru derularea acestui proiect. Deoarece o delegație a spitalului din Ivano-Frankivsk se revenind spre țară, au solicitat o întâlnire cu conducerea spitalului Sighet. Medicală. Colegul meu și
elaborarea și implementarea acestui și bineînțeles partenerilor din Ucraina, echipei de management a spitalului din Ivano-Frankivsk. Partenerii care s-au arătat foarte, foarte serioși. Dovada acestei seriozități este și faptul că pe lângă acest proiect mai avem putin și încă un proiect în derulare. Sănătate dincolo de frontiere. Proiect finanțat în programul de cooperare transfrontalieră Ungaria, Slovacia, România, Ucraina. Proiect implementat de Spitalul Municipal Sighetu Marmației împreună cu Spitalul Clinic Central din Ivano-Frankivsk. Acesta este momentul în care am știut că vom face acest proiect. Este prima vizită într-o echipă extinsă, îmi place zâmbetul Anca, la Ivano-Frankivsk, pentru a cunoaște spitalul cu adevărat. Sigur, cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră o recunosc și pe Anca Marina, medic în cadrul Spitalului Municipal la Departamentul de Urgență, care a contribuit esențial cu înțelegerea medicală a partenerilor noștri. Vedeți în imagine domnul care este în stânga domnului Dunca, este managerul Spitalului Clinic Central din Ivano-Frankivsk, domnul Taras Masliac, care din păcate astăzi nu a putut fi alături de noi, deși în acești ani a fost mereu aproape în echipă. Și alături de dânsul Alex, managerul nostru de comunicare, care din păcate nici el n-a putut veni astăzi aici, dar care a avut un rol foarte important în proiect, fiind născut în Chișinău și ne-a ajutat extrem de mult cu partea de comunicare, inclusiv lingvistică. După un timp, deși ne-am întors vizita și aduc aminte cu plăcere și de acest moment și am pus să-l putăm. În sfârșit, a venit iunie 2019, știam deja că proiectul nostru a fost aprobat la finanțare și s-a semnat oficial contractul de parteneriat. Un moment tulburător pentru noi la acea vreme. Ce ne-am propus prin acest proiect? Ne-am propus să creștem capacitatea de intervenție și diagnostic pentru îmbunătățirea calității actului medical. Și ne-am propus acest lucru prin două căi de acțiune devenite în termenii proiectului specific, obiective specifice, da? De creșterea numărului de echipamente medicale și de îmbunătățirea cooperării și cunoașterii în domeniu. Și asta înseamnă, în termen de indicatori, achiziționarea a 72 de echipamente medicale și instruirea a 65 de persoane din personalul celor două spitale. Acest lucru a fost posibil datorită banilor, bineînțeles,
vedeți aici, SMMH este acronimul pentru Spitalul Municipal Sighetu Marmației, celălalt este acronimul pentru Spitalul Ivano-Franchies. Împărțirea este relativ egală. Ce este denotat? Uniunea Europeană a venit la bugetul proiectului cu 90% din suma necesară, 10% fiind contribuție proprie. În cazul nostru ne ajută și Guvernul României cu 5%. Deci jumătate din contribuția proprie vine de la Guvernul României. Cam cum s-a derulat acest proiect? Am început în octombrie 2019 cu organizarea conferinței de lansare a proiectului la Ivano-Frankivsk, un moment de asemenea extrem de emoționant pentru noi toți. A urmat, evident, începutul derulării achizițiilor de echipamente, după care a venit ceva ce ne-a lovit pe toți și care a destabilizat extraordinar de mult piața medicală și activitatea în cele două spitale. Și de aceea am fost nevoit să prelungim un pic proiectul. Inițial a fost o perioadă estimată de 12 luni. În final, suntem astăzi la 20 de luni de la început. Dar cu toate acestea am reușit să derulăm achizițiile și să derulăm și cele 5 workshop-uri pe care ni le-am propus și astăzi suntem la conferința de echipă, mulțumiți și încântați de ceea ce am făcut. Spitalul Clinic Central din Ivano-Frankivsk și-a propus să achiziționeze 13 echipamente medicale complexe, împărțite pe 5 departamente, chirurgie, urgență, imagistică, laborator și oftalmologie. Și mai departe o să vă prezinte Iuliana, despre ce este vorba. Iuliana, temă rezultată, mai de chimă, trebuie mă preocupați și de dame cu proiect. А як зазначила пані Моніка, ми закупили 13 одиниць обладнання. А що мала презентувати Моніка, не була А дві одиниці для хірургічного відділення. Fotomicroscop pentru oftalmologie.
Також хочеться зазначити, що на зекономлені кошти, які ми отримали протягом різниці, ми ще також закупили 22 столи для хірургії маніпуляційної, та також зараз закупляємо холодильник для просушки. Зараз ви можете побачити УЗД-апарат багато функціоналі та універсалі, а також офтальмологічний мікроскоп. Хочу зазначити, що даний УЗД-апарат Philips Affinity, він надзвичайно дає нам точну діагностику. Я вже знаю, що було декілька випадків, коли пацієнти зверталися, які відмовили всіх лікарнях області, які вважалися тяжкими і вже не підлягали на думку інших лікарів жодної операційного втручання. Завдяки цьому УЗД-апарату і професійності наших кардіохірургів ці люди отримали новий шанс на життя. Beneficia de diagnostic inclusiv pacienții care au prezentat simptomatologia COVID. Також тут зображений система обладнана для офтальмології. Зараз операційна обладнана даним одиницям медичного обладнання. І завдяки цьому ми також тепер можемо проводити операційні втручання, оперувати катаракту, помилком, тому що раніше цього не було в нас. Ну і тут бачите обладнання для лабораторії, екран монітор спостереження за пацієнтами. Завдяки обладнанню для лабораторії ми змогли зменшити кількість помилок при аналізі крові, а також збільшити продуктивність, адже зараз період ковіду це також дуже нам допомогло пришвидшити роботу і покращити ефективність роботи в лабораторії. Ще терапії немає, ви загубилися, але що саме важливо, ми придбали ще до пандемії два ШВЛ, що також врятувало багато життя нашим мешканцям. Тобто ще в лютому ми закупили, а вже в березні нам було оголошено карантин. Ще також якось так передвісником наш проєкт став, не став передвісником ковіду, але додав нам потужності, продуктивності, також у боротьбі з пандемією. Și noi în Siget am achiziționat mai multe echipamente mai mici, de complexitate mai mică, 59 de echipamente în total, împărțite în 36 secții ale spitalului, după cum vedeți, 5 la ORL, 5 la chirurgie, 7 la ortopedie, 28 la ATI, 2 la oftalmologie și 12 în compartimentul de primiri urgențe.